Activitatea căilor ferate din țara noastră este din ce în ce mai șubredă. Din 1 iunie, circulația trenurilor ar putea fi oprită pe tronsonul de nord al Moldovei, după ce mai mulți angajați ai căilor ferate Ocniț au depus cerere de concediere. Gestul disperat al oamenilor vine în contextul în care nu și-au ridicat salariile de aproape 5 luni. Primii care au anunțat pe rețelele de socializare despre sistarea circulației trenurilor în nordul țării au fost angajații CFM Ocnița. Aceștia au scris că și-au întrerupt contractele de muncă cu întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova începând cu 1 iunie. Ulterior, informația a fost confirmată pentru TV6 de președintele Federației Sindicale a Feroviarelor, Ion Zaporojan. Eu știu că au scris cererii conform articolul 78 să suspendeze contractul de muncă până nu se fie citate salariul. Dar s-o congeat acolo șeful de filială, domnul Brodski, locțiitorului, șeful de stație, Ocnița s-o concediat. Așa că acolo de-am s-o congeat practic conducătorii filialelor. Două filiale s-o concediat șefii filialelor. De cealaltă parte, conducerea stației Calea Ferată Ocnița dă asigurări că aceste plecări nu vor afecta circulația trenurilor, întrucât numărul persoanelor care a scris cerere de concediere este unul mic. Acțiunile angajaților sunt interpretate ca fiind o metodă de a constrânge conducerea CFM să le achite salariile. Eu nu știu. Despre asta scriu oamenii pe Facebook, dar concret nu am auzit că din 1 iunie să fie sistată circulația. Sunt cazuri singulare care se concediază, care pleacă din cont propriu. Pur și simplu spun că vor pleca, că vor sista circulația, dar nimic nu oprește, toți vin la muncă. Amintim că angajații CFM nu și-au mai ridicat lefurile de mai bine de 5 luni. La începutul anului, întreprinderea înregistra datorii de aproape 837 de milioane de lei, dintre care restanțe la salarii de aproximativ 164 de milioane de lei.